Mulți dintre români încă lucrează de acasă și spun că pentru ei călătoriile sunt mai mult o amintire decât o realitate. Închiși între patru pereți, aceștia caută soluții, iar pentru cei care nu le-au găsit încă, avem noi una, Workation. Pe scurt, noul concept presupune lucru la distanță, dar nu de acasă, ci dintr-o destinație de vacanță, fie de pe o plajă, fie de la munte sau de oriunde vrei tu. Cât despre bani, sunt mai multe variante. Pe cheltuiala angajatorului, din banii de salariu, sunt soluții economice, dar și unele costisitoare. Vedeți imediat de ce spun asta. Exercițiu de imaginație. Stai pe un șezlong la mare cu un cocktail în mână sau la munte cu o ceașcă fierbinte de ceai. Îți scoți laptopul și lucrezi liniștit. Practic, e o vacanță de lucru. Firma plătește ca tu să te bucuri de un loc nou și să lucrezi câteva ore pe zi. Pare imposibil, nu-i așa? Ei bine, țări precum Japonia și India au implementat deja acest concept. De exemplu, un asistent manager japonez a profitat de acest stil de lucru, practicând astfel de călătorii încă de dinainte de pandemie. Când călătoresc, îmi place să stau o săptămână întreagă, dar este dificil să-mi iau atât de mult timp liber din cauza muncii, așa că folosesc zilele de workation pentru a putea sta mai mult. El lucrează între 2 și 4 ore în fiecare zi, iar restul zilei își ia liber pentru a cunoaște noi culturi și oameni interesanți. Chiar dacă în România nu multă lume știe ce este un workation și la ce folosește el, cred că tot mai mulți angajați se vor uita la opțiunea asta, pentru că îți oferă foarte multă libertate. Poți să călătorești în jurul lumii și să lucrezi la distanță în ritmul tău. Practic tot ce ai nevoie este o conexiune de internet. Ea este Anca Șerban, o angajată la noi în țară. Nu a beneficiat de o vacanță plătită de angajator, însă a primit din partea lui permisiunea de a fi permanent plecată. Astfel de mai bine de 8 luni lucrează de unde vrea ea. Am plecat în workation singură, călătoresc singură pe mai multe continente. Nu este prima dată când fac asta, dar e prima dată când călătoresc și lucrez în același timp. Ce îmi place cel mai mult este libertatea de a călători. Pot să merg cam oriunde îmi doresc în lumea asta și mi se pare extraordinar. Am văzut locuri pe care probabil le-aș fi văzut în câțiva ani dacă era să-mi iau concediu pentru câteva săptămâni. Paradoxal, pandemia care a închis granițele i-a adus Ancăi libertatea de a explora lumea pe termen lung. E un mod de a trăi și a călători care presupune și riscuri și care îți cere multă flexibilitate și unele renunțări, spune ea. Sunt foarte multe restricții de călătorie în perioada asta, trebuie să documentez foarte mult, sunt multe teste COVID pe care trebuie să le faci, în cazul meu cam cel puțin o dată pe lună, am foarte multe formulare de completat, este foarte multă birocrație, dar dacă tragi linie, la final, eu zic că merită. E adevărat, workation nu este un concept pentru toată lumea. Recomandarea mea este să o ia treptat, să înceapă cu 2-3 săptămâni, poate undeva în țară. Să lucreze de acolo și să vadă cum e. Apoi poate să plece mai departe într-o altă țară unde se simte bine. Nici eu nu am plecat direct în America Latină. Dacă te gândești la bani, află că Anca se descurcă doar cu salariul pe care îl primește lunar, însă nu stă cazată în cele mai de lux hoteluri, nu zboară cu cele mai scumpe companii și nici nu cheltuie atunci când nu este nevoie. Însă, de curând au apărut oferte și pentru persoanele care au un buget mai mare. Sunt programe destul de scumpe, pentru care trebuie să ai un venit anual destul de mare. Avantajul e că obții o rezidență pentru o perioadă mai lungă de timp și poți să deschizi un cont la bancă, să-ți dai copiii la școală, să mergi la medic. Un hotel din Bangkok a lansat o ofertă pentru un an de zile. O familie formată din 2 adulți și 2 copii ar trebui să plătească aproximativ 33.000 de dolari pentru 365 de nopți consecutive. Din această sumă, aproape 7.000 de dolari pot fi folosiți pentru mâncare și băuturi. În Miami, prețurile sunt și mai mari. Pentru 30 de zile de cazare, tarifele încep de la 26.000 de dolari. Pachetul include spațiu special pentru muncă și învățare, livrare de produse alimentare, călătorii cu avioane private și iahturi cu reducere substanțială, dar și plimbări zilnice ale animalelor de companie.